Tragedie în această dimineață la spitalul din Târgu Cărbunești, unde instalația de oxigen s-a defectat, iar acest incident s-a soldat cu 3 pacienți decedați. Acesta este încă un exemplu ilustrativ pentru catastrofa în care a ajuns sistemul sanitar din România. Instalația de oxigen de la spitalul din Târgu Cărbunești s-a defectat în această dimineață, pacienții fiind ventilați în ambulanțe. Raed Arafat a precizat că este vorba despre o defecțiune a stocatorului de oxigen, fiind activat planul roșu la intervenție și că au fost trimise peste 60 de butelii de oxigen. Ministerul Sănătății anunță că 80-90 de pacienți cu COVID-19 din unitatea medicală necesită suport de oxigen și că alți 15 se aflau în ATI. La secția ATI erau internate 15 persoane care au fost mutați în ambulanțe și li se administrează oxigen din butelii. Astfel, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj transferă butelii de oxigen de la mai multe spitale din județ, conform purtătorului de cuvânt al ISU Florin Chisim. Potrivit acestuia, a fost solicitat sprijin și de la unități medicale din județele învecinate. Acesta este încă un exemplu ilustrativ pentru catastrofa în care a ajuns sistemul sanitar din România și în special sistemul de urgență. Este nevoie de o schimbare fundamentală, de recâștigarea încrederii și acest lucru nu se poate face decât prin decizii radicale.